Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea, concret, ce gândește persoana voastră în legătură cu voi. Pentru că îmi dau seama că pot fi foarte multe elemente pe care această persoană le intenționează, le gândește și vreau să încerc să fac o paralelă cu acțiunile pe care le va face concret. Pentru că o persoană poate să gândească foarte multe și să facă în final destul de puține. Ce vreau să vedem în această etalare este să obțin pe lângă gânduri o descriere cât mai clară a situației de acum între voi, dintre voi. Da. De asemenea, aș vrea să văd zodia acestei persoane pentru că am văzut că s-a cerut și efectiv rezultatele care ar trebui să ne iasă. Țineți cont că dacă doriți o etalare personală, veți găsi toate detaliile în descriere. Și hai să trecem la treabă. Care este descrierea situației voastre? Voi lua o carte centrală, două clarificări. Da. Ok. Care este energia persoanei voastre? O carte centrală, două clarificări. Care este energia voastră concretă? O carte centrală și două clarificări. În primul rând, mi se pare foarte interesant cum, încă o dată, este foarte puternică energia persoanelor din zodie de pământ, cu toate că această etalare se poate potrivi cu voi ca și situație, chiar dacă zodiile nu sunt exact așa cum sunt la voi, dar țineți cont că practic zodiile trebuie să fie doar niște indicații suplimentare. Voi trebuie să vă ghidați după dinamică, după descrierea persoanei, după ceea ce s-a întâmplat între voi și ceea ce voi practic menționa în această etalare. Deci voi trebuie să vă ghidați după poveste întotdeauna și mai puțin după aceste detalii suplimentare pe care eu vi le dau. Bun. Ce vreau să vă zic este că în toată această situație aveți de-a face cu o persoană care visează destul de departe. Aveți de-a face cu o persoană care poate să se comporte destul de impulsiv și poate să fie destul de copilăroasă în foarte multe circumstanțe. Este posibil ca voi să îi fi cerut deja de mai multe ori acestei persoane să se maturizeze, să fie mai serioasă, să facă niște lucruri concrete cu viața lui, să fie un pic mai organizată în legătură cu ideile sale, țelurile sale, unde se vede peste 5 ani, lucruri de această natură. Însă energia acestei persoane este pur și simplu de a se bucura de fiecare moment. Este o persoană care se bucură de opțiunile pe care le are. Caută cumva să facă tot ce poate. Două secunde că o să mut asta de aici pentru că văd că ne încurcă un pic că vreau să ne focusăm mai mult pe cărți. Așa, în schimb, această persoană face tot ce poate pentru a se distra, pentru a se simți bine în acest moment, pentru a-și menține opțiunile deschise întotdeauna și pentru a face tot timpul ce vrea, când vrea, cum vrea. Ca și ceea ce vreau, ca și, nu știu cum să explic chestia asta, tipar, ca și tipologie, ca și mod în care puteți categorisi această persoană, e bine, această persoană îmi pare să fie mai degrabă într-o fază cumva adolescentină care vrea să cucerească, vrea să obțină, vrea să îi se facă totul după cum dorește, dar nu neapărat este dispusă să facă muncă. Este ca și un copil mic care, da, ok, pune și el, nu știu, doi pumni de pământ într-un ghivet și gata, el a plantat și a avut grijă de toată planta respectivă și după rezultatele să fie doar datorită lui. Deci cam asta este tipologia persoanei. Se așteaptă să fie lăudată, se așteaptă să fie apreciată, se așteaptă să îi fie atribuite niște laude pe care nu le merită și cumva se așteaptă să nu pice foarte multă responsabilitate pe aceasta. În acest proces
pare că are tendința de a da foarte mult vina pe alții, întotdeauna situația e de vină sau altă persoană e de vină sau întotdeauna cineva este cauza tuturor relelor prin care trece această persoană. Dar maturizare din partea persoanei voastre nu o să o vedeți. Și un pic de atenție, pentru că felul în care o face această persoană poate să pară uneori ca un fel de glumă sau ca un fel de discuție cumva inocentă, dar nu, această persoană știe foarte bine ce face. Nu știu de ce caută să-și păstreze această aură de copil, pentru că nu mi se pare neapărat că îi face o favoare, nu mi se pare că reușește să convingă sau să atragă foarte mult oameni pe baza asta, dar îi place efectiv să aibă această libertate, îi place să se simtă ca un copil, îi place să facă lucruri prostești, îi place să se complice atunci când nu este cazul și îi place să vadă întotdeauna că are de unde alege. Să nu vă mire dacă această persoană poate să aibă anumite rezerve sau anumite resurse sau moduri de a câștiga bani de care vouă nu v-a spus. Pentru că nu sunt neapărat un job standard, dar modul acesta îi garantează acestei persoane că indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, indiferent de situația prin care trece, această persoană își lasă libertatea de a impresiona. Cum impresionează această persoană la rândul său? Prin ceea ce ține de cadouri, în ceea ce ține de cheltuieli destul de mari față de alte persoane, dar asta nu înseamnă că le face cu voi. Atenție foarte mare, că aș mai vrea să specific asta. Aici aveți de-a face cu o persoană care atunci când impresionează, este dispusă să cheltuie. Odată ce a trecut de faza de impresionat, surprins și așa mai departe, este o persoană destul de zgârcită și care face totul pentru sine. Energia de copil slash adolescent, hai să fim serioși, un copil nici nu poate, dar nici nu, cum să zic, un copil nu e acolo ca să întrețină părinții, ci cumva este invers. Cam asta este atitudinea persoanei. Cumva într-o relație se vede ca un copil persoana care are nevoie să fie susținută, persoana care îi trebuie să-i dea bani de buzunar, persoana care poate să facă ceea ce vrea cu banii săi, în timp ce cealaltă persoană trebuie să se ocupe de tot ce ține de facturi, de copii, de mâncare, de absolut tot, curățenie și așa mai departe. Deci această persoană nu se va schimba foarte curând, și nu are intenții de asta, vrea să se bucure de viață cât mai mult timp posibil. Ca și situația dintre voi, mie mi se pare mai degrabă că situația dintre voi este în pauză, voi puteți trimite sporadic mesaje sau chiar să fiți blocați și ulterior această persoană să caute să vă contacteze de pe conturi false, dar aceste mesaje nu duc niciunde, nici această persoană nu vă împinge să faceți un progres în această situație, nici nu arată că se schimbă, dar nici nu vă lasă complet. Cumva vrea să vă aibă la o distanță de un braț, în caz că ceva se întâmplă, în caz că cineva refuză această persoană, în caz că nu are alte opțiuni, această persoană vrea să aibă posibilitatea de a reveni la voi. Acum, atenție foarte mare, dacă voi vreți sau nu vreți să fiți păstrați ca și roată de rezervă, pentru că nu cred că este cazul aici. Bun, ce vreau să vă zic aici este că persoana asta va căuta să tot inițieze comunicări, poate să-și găsească tot felul de scuze nu foarte relevante, pentru că nu consider că această persoană va veni cu niște lucruri foarte serioase, cu subiect și predicat. Este mai degrabă ceva de genul: hei, dar ce faci? Dar știi, dar m-am gândit la tine, dar te-am visat aseară, dar nu știu, mi s-a părut că te văd pe stradă sau nu știu, ceva de natura asta. În ideea în care nici măcar nu zice direct: hei, mă gândeam la tine sau mi-e dor de tine sau ceva de genul, dar vă lasă pe voi să vă creați propriul scenariu pe care îl vreți prin omisiunea de circumstanțe sau de cuvinte intenționată pe care o face. Da? Deci este o persoană care manipulează prin tăcere strategică. Nu tăcere oricum, adică nu este ca și cum această persoană pur și simplu nu vă contactează niciodată, tace și voi vă puteți gândi că și-a găsit pe altcineva și puteți trece peste. Nu, această persoană vă zice lucrurile pe jumătate și cealaltă jumătate ar trebui voi să o faceți în mintea voastră și să luați doar ceea ce vreți voi să înțelegeți din ea. De asta este foarte important ca voi să fiți atenți și să nu lăsați aceste omisiuni să vă dea foarte multe speranțe, pentru că nu este neapărat cazul. Cu Cavaler de Bâte și Eremitul vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană iubește să fie independentă, iubește să facă ce vrea când vrea, iubește să cucerească, nu știu, pe cine îi se pune pata pe moment, dar
Astea nu sunt energii de relație, de stabilitate, de siguranță. În acest moment, atât voi cât și persoana voastră de interes sunteți într-o energie mai individualistă, dar la voi este necesară chestia asta pentru că voi trebuie să vă vindecați. Voi sunteți persoane cu 6 de pentagrame extrem de generoase, persoane care întotdeauna au grijă de ceilalți și pun pe ceilalți și pun nevoile celorlalți înainte de nevoile proprii. Și asta v-a permis vouă să rămâneți alături de această persoană. Problema este că și energia voastră se consumă la un moment dat și s-a cam consumat destul de mult și acum voi trebuie să intrați într-un proces de refacere și veți găsi în perioada următoare o persoană care, eu vă zic de acum, poate să fie dintr-o altă religie, persoana nouă, da? Poate să fie altă religie față de persoana voastră sau poate să fie altă religie față de voi sau poate să fie o altă religie față de ambii, da? Care va fi mai deschisă față de voi, care va fi dispusă să vă arate că vă iubește, care va fi dispusă să vă arate că este acolo pentru voi, trebuie doar să îi permiteți. Diferența dintre persoana nouă pe care voi o veți întâlni și persoana veche este că persoana nouă va fi foarte matură și veți aprecia foarte mult modul în care gândește. Este o persoană sinceră, este o persoană care preferă să spună lucrurile exact așa cum sunt. Un mic indiciu pentru foarte mulți dintre voi se poate ca persoana nouă să fie un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi nu vă veți simți în primă fază foarte pregătiți neapărat pentru o relație, dar nici nu veți fi în ipostaza în care să ziceți, nu știu, nu stai departe de mine, nu vreau să te cunosc. Nu, o să permiteți lucrurilor să se dezvolte în ritmul natural și asta este foarte frumos. Este bine să mențineți asta și să... nu cred că persoana asta va pune vreo presiune pe voi, asta să știți de acum. Dar consider că va fi ceva mai degrabă în mintea voastră care... va fi ceva de genul, dar ar fi bine să fac o mișcare față de această persoană, dar ar fi bine să zic și eu ceva, dar ar fi bine să, nu știu, să mișc ceva, să spun clar ce vreau și așa mai departe. Și poate voi sunteți doar în ipostază în care pur și simplu nu știu ce vreau, dar știu că ar trebui să spun ceva ce vreau ca să se clarifice anumite lucruri. Dar mai degrabă cărțile vă sugerează că ar trebui să lăsați lucrurile pur și simplu să se întâmple și efectiv ulterior să vedeți exact cum veți defini această relație, cum va fi și așa mai departe. E momentul ca voi să vă distrați, este momentul ca voi să vă bucurați de viață. Este momentul ca voi să învățați că puteți da de persoane mai benefice pentru voi. Și știu că am avut o etalare, cred că ieri am postat-o, nu sunt foarte sigură de asta, dar cred că ieri, în care spuneam că persoana asta de interes, persoana voastră, nu e ceea ce trebuie și că voi meritați mai mult și persoana nouă, voi trebuie să permiteți unor persoane mai bune, persoane la nivelul vostru, ceva de genul, am spus, da, să intre în viața voastră, pentru că voi v-ați tot agățat de persoane care erau sub nivelul vostru și este bine să începeți efectiv să vă păstrați oamenii alături. Ce am uitat eu însă să spun în acest videoclip, dar vreau să păstrez doar pentru final, pentru finalul etalării, ca să rămână doar cei mai fideli urmăritori ai videoclipurilor, este că am de gând să fac un concurs și fac o mică pauză de la etalare, dar vom continua imediat. Concursul pe ce se va baza, care va fi de fapt premiu, va fi vorba de 3 etalări personale de o oră, deci vom avea 3 câștigători. Ce trebuie să faceți voi pentru a intra în, hai să zicem, acest concurs, va fi doar să lăsați un comentariu cu o pisică. Asta e tot. De ce pisică? Pentru că este ceva foarte specific pe care
Îl veți posta doar voi, restul mai pun steluțe, floricele, soare, chestii, lună, alte nebunii, dar pisicuță nu prea pune nimeni. Și atunci lăsați un comentariu cu un emoji, cu o pisicuță, da? Doar atât să fie pisicuța aceea. După, dacă mai vreți să scrieți un mesaj, foarte bine, dacă nu, nu, dar eu voi filtra în funcție de acea pisică acele comentarii și voi alege un câștigător. Desigur, câștigătorii vor fi anunțați în, cred că, săptămâna viitoare. Și cu cât mai multe comentarii lăsați cu pisicuțe, cu atât mai multe șanse de câștiga aveți. Ideea este că voi puteți comenta la orice alt videoclip doriți. Nu este musai, să zicem așa, doar la videoclipul acesta sau doar la altele. Mie oricum îmi apar toate și atunci le văd și pot să le iau direct de acolo, da? Pe toate, la general. Bun, deci comentarii cu pisicuțe și revenim la etalare acum. Da, deci practic voi trebuie să ajungeți la să lăsați în viața voastră persoane mai mature emoțional, mai mature și mental, da? Așa, și să faceți acolo alegerile potrivite pentru voi, pentru că voi foarte mult timp v-ați blocat în teamă, în teama că nu sunteți suficient de bun sau în teama că nu veți găsi niciodată o persoană care să fie la nivelul la care voi doriți, dar acela e nivelul pe care îl meritați și de găsit veți găsi în cele din urmă. Deci țineți cont că este o chestie doar de vibrație, de încredere și de încredere în voi. Și încercați să lucrați cu lucrurile astea înainte să pierdeți și mai mult timp, da? Pot fi meditații pentru chakra plexului solar și pentru chakra sacrală. Este important să ascultați și binaural beats și să faceți și meditații. De ce zic asta? Și două secunde. Trebuie să faceți lucrurile astea pentru a stimula acele chakre încât voi să reușiți mai ușor să atrageți parteneri de sex opus, dar și să aveți încrederea necesară că puteți să mențineți acele relații și să nu vă sabotați. Bun, revenind la ale noastre. Vreau să știu ce gândește această persoană în legătură cu voi. Puterea. Nebunul. Cinci de cupe. Regele de băte. Deci, regele de băte, încă o dată, este energia unei persoane care e destul de îndrăzneață, care vrea să trăiască viața după propriile reguli și, deși în tarotul tradițional nu neapărat ni se arată regele de băte ca fiind atât de îndrăzneți și de în afara normei, cum este în acest pachet, totuși aici zic că ne-a picat la fix această carte pentru că se vede o diferență foarte mare între această persoană, felul său de a fi și felul în care va fi persoana voastră nouă. Deci persoana voastră nouă va fi o persoană mai stabilă, mai serioasă și foarte diferită, atât din ceea ce ține de tradiții, de creștere, de educație, dar chiar și de aspect de persoana voastră. Deci, de exemplu, dacă persoana voastră de interes este o persoană cu tenul deschis la culoare, ei bine, această persoană poate să aibă niște trăsături mai închise la culoare, știi? Și atunci este foarte important ca voi să vă ghidați după aceste lucruri și să păstrați o minte deschisă. De ce? Pentru că atunci când noi rămânem foarte fixați pe o anumită etalare și un anumit rezultat și nu reușim să mai trăim momentul, avem tendința de a întârzia un pic acele rezultate și de a nu lăsa lucrurile pur și simplu să se întâmple la voia lor. Este foarte important ca voi să lăsați aceste lucruri la voia lor. Bun. În ceea ce ține de putere, vreau să vă zic că persoana voastră vă vede ca fiind persoane extrem de puternice. Vă vede ca fiind persoane care pot să conducă absolut pe oricine, orice situație, orice circumstanțe. Puteți să aveți chiar și, nu știu, un rol de conducere la voi, la lucru, sau puteți avea propria firmă, sau puteți face ceva independent, nu știu, aici voi știți. Dar pot să vă zic că persoana voastră vă vede ca fiind persoane extrem de puternice, care rezistă multe, pot să facă față la multe, dar care atunci când se satură pleacă odată pentru totdeauna. Și o mare temere a acestei persoane este că v-a pierdut. Este că voi
efectiv, nu aveți nicio problemă cu a lăsa această situație în urmă. Nu mai aveți niciun motiv pentru a rămâne în această situație. Voi sunteți conștienți că sunteți persoane extrem de puternice, dar pe de altă parte, încă mai aveți tendința de a vă gândi oare ce ar fi fost dacă această persoană s-ar fi schimbat. Nu vă mai gândiți așa, că această gândire vă trage înapoi, această persoană nu se va schimba. Este momentul pentru voi să o luați de la capăt. Este momentul pentru voi să lăsați temerile acestei persoane să se adeverească, anume acelea că nu mai este cale de întoarcere cu voi, și să vă vedeți de o viață mai liniștită, mai fericită, în care aveți mai mult control asupra lucrurilor din viața voastră, aveți mai multe liniște, mai multă pace sufletească, aveți posibilitatea de a trăi alături de o persoană care să știe să vă aprecieze și să vă iubească așa cum meritați. Țineți cont de asemenea că doar pentru că această persoană știe că voi veți trece peste și că voi vă veți îndepărta, asta nu înseamnă că, nu știu, va lăsa efectiv această situație în urmă. Vă puteți trezi cu această persoană că își va căuta o parteneră într-o perioadă relativ apropiată, dacă nu are deja, și va încerca să vă facă în ciudă. Și atenție foarte mare, pentru că ce va fi foarte interesant la această persoană este că, pe de-o parte, va încerca să vă facă pe voi geloși sau geloase pentru a vă atrage atenția, dar, pe de altă parte, persoana cea mai disperată, cea mai geloasă și cea mai problematică în toată această situație va fi, de fapt, persoana voastră. Va încerca să folosească tehnicile astea în speranța că voi vă veți întoarce și veți renunța la puterea voastră personală pentru a reveni în această relație cu această persoană. Vă va lăsa o ușiță deschisă, o oportunitate de a vă împăca, dar va trebui ca voi să faceți efortul și această persoană să fie efectiv cucerită, și nu-i cazul. Lăsați această persoană să fie cu cealaltă persoană. Nu vă stresați, nu vă agitați, nu puneți la suflet, nu luați nu știu cum. Pur și simplu gândiți-vă că aceste persoane s-au întâlnit cu un motiv. Probabil vor fi niște lecții destul de importante pentru amândoi, dar cumva această persoană va reuși să facă persoana voastră să înțeleagă că ceea ce a avut cu voi nu va mai avea curând, pentru că nu va întâlni o persoană similară sau o persoană care să fie acolo pentru aceasta. Un pic de atenție, pentru că mie mi se pare că persoana cu care va ieși fostul vostru, da, este o persoană care are tendința să folosească situațiile neplăcute, triste, prin care a trecut, ca un motiv pentru a manipula la rândul său alte persoane. Deci o să fie o dinamică cel puțin interesantă de observat. Dar ce am să vă zic eu aici este că, indiferent de cum ar fi, nu are sens să rămâneți focusați pe această persoană, pe ce face aceasta, ci pur și simplu să vă focusați pe viața voastră, pentru că sunteți la un pas de a trăi viața voastră într-un mod cu totul nou și mult mai benefic față de tot ceea ce ați experimentat voi până acum. Este foarte important ca voi să vă deschideți către acele oportunități și este, de asemenea, foarte important să lăsați acel comentariu cu pisica și să intrați în concurs. De asemenea, dacă doriți să vedeți mai multe detalii de la mine, am să vă rog să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când eu postez videoclipuri noi. Ne auzim foarte curând. La revedere!